începe episodul 2 al deciziei. În 96 am apucat de explorarea televiziunii și am realizat prima emisiune de mod în România, se chema Style, de o jumătate oră, la Tele7 ABC, care în momentul ăla era cel mai puternic și influent post de televiziune din România, mult peste ceea ce se întâmplă acum cu fenomenul Pro TV. Era și de impact și de influență și a fost o perioadă extraordinară. Am stat 6 luni în zona televiziune, iar după aceea am început să fondez ziare de la Curentul, unde am fost unul dintre cei 4 senior editori și am cunoscut ce înseamnă jurnalismul de cel mai înalt nivel, în sensul că acolo a fi senior editor peste tot înseamnă să scrii ce vrei, când vrei și e garantat că ți intră pe prima pagină. Deci a fost o încântare, a fost câteva luni încântătoare, iar după aceea au fost făcute 2 secții speciale de stil și de zona de feminină, în care am început să, pe care m-am focalizat. M-am început să făceam jurnalism general. După aceea am preferat să mă focalizez pe cele 2 secții. Și am între timp preluasem, cum spuneam, pagina lui, o renăscusem, pentru că Cristiana și închisese legăturile cu Cotidian. Au fost un an și ceva de Cotidian, pentru care sunt ascuns în noi. Și tot așa, multă presă scrisă, radio, televiziune, branding. Era interesant că eram tip de personaj care pântuia, ziceam eu, conferințe de presă. Ăla erau foarte serioase conferințe de presă. Acum sunt doar niște anunțuri. În sensul că îi lăsam pe toți colegii mei să abordeze orice subiect considerau ei de cuvință și la final, de-abia începea conferința de presă, îmi aveam și eu câteva întrebări și m-am întrebat să distrugea toată povestea. Au fost unele chiar remarcabile, chiar cu niște cunoștințe apropiate acum. La lansarea parfumului de Janin, au fost momente exotice, a fost foarte, foarte mult. În sensul că eram un jurnalist foarte direct, foarte, să spunem, onest și în același timp atent la foarte multe detalii. E bine, în general, să-ți menții ce am învățat și e foarte important să-ți menții verticala orice s-a întâmplat. Asta mi se pare important pentru ceea ce discutăm noi. După aceea m-ai învățat că una dintre formele cele mai important să fii liber. Să fii liber în sensul că să nu ai niște oameni care să-ți dicteze acțiunile tale sau ceea ce ai tu de făcut. Libertatea e forma maximă de a se avea în stăpânirea propria viață, ceea ce e esențial. După aceea m-am învățat că pentru a-ți câștiga libertatea, metoda mea a fost de a munci foarte mult. La radio mergeam la masă cu directorul, cu Cornel, la ora 2 noaptea. Aveam niște restaurante cu care colaboram. În cel mai frumos era un restaurant chinezesc pe care am colaborat vreo 9 luni și în care am explorat meniuri ca niște cărți deschise în America. Deci la ora 2 mergeam la masă și discutam strategia de-a doua zi a postului, iar la ora 10 reîncepeam ziua. Dormeam 4-5 ore, maxim 6 pe noapte, ceea ce fac și acum, dar fac acum pentru că oftez eu, atunci făceam pentru că driver, asta era ritmul. Am avut o vacanță 3 zile în 2 ani, în care o zi am fost bolnav. Am mai descoperit ceva cu radio, ce încercam să găsesc niște embleme pentru ceilalți. Cât de puternici suntem de fapt în interiorul nostru și cât de puțin cunoaștem mecanismele de a ne accesa propriile puteri. În sensul că eu, înainte de a face radio, eram tot timpul răcit.
4 pe săptămână, cel puțin o zi, 2 sau la 2 săptămâni. Aveam o rinită alergică, de mic, tot timpul răceam. În momentul în care am început radio-ul, fără să realizez, am fost răcit o singură dată în 2 ani și aia într-una dintre cele 3 zile de vacanță. Deci organismul a realizat spontan, a dovedit cât de puternic e și a realizat că dacă răceam, în radio dispărea. Deci radio eram o voce. Dacă nu aveam voce, nu aveam nimic. Fără să pot să-mi dictez asta, a realizat că nu are voie să facă ceea ce el făcea, repet, o dată sau o dată, 2 săptămâni. Și nu am fost bolnav până 2 ani. Ceea ce este șocant și am realizat de-abia la finalul perioadei, era ceva nou, ceva ciudat, dar cred că doar o chestiune de muncă sau nu, dar nu, era organismul care își făcea treaba. Deci ar fi fantastic să învățăm mecanismele de a ne ajunge la propriile noastre puteri care sunt foarte mari. După aceea, tot emblematic vorbeam, era vorbeam de muncă. Eu întotdeauna am încercat să muncesc mai mult și să fac mai atent decât orice mi-ar putea cere, orice și ceva așa. Deci în momentul în care faci cu mult peste ce ți-ar putea cere șeful tău, nu vei avea șef. Pentru că orice te-a... Ok, ai făcut aia? Rămur. Dar cealaltă? Bă, e rezolvată și ea de ceva timp. Dar cealaltă? Și aia, ok, ziceam, ok, hai să trecem mai departe și nu mai avem nici bani să-i pierd. Și credeți-mă că e fantastic să o faci pentru că vrei tu, nu pentru că oricine, și repet, aveam avut noroc de niște personaje interesante ca și coordonatori. Iarăși, este un personaj obișnuit să coordonez. Însă am învățat că e foarte important nu să dovedești asta forțat. Ca să fii lider, trebuie să devii lider. Sau ca să devii lider, trebuie să fii cu adevărat lider. Nu trebuie să pozezi lider. Și în același timp nu e nicio rușine, nicio slăbiciune ca să ajuți liderul formal, de cel care este pus să conducă, tu fiind liderul de fapt informal. Și întotdeauna am lucrat la fel de bine în front, în față, coordonând, asumându-mi proiectele, cum fac și acum, sau stând un pic în spate, fiind personajul care gândește, personajul care dă soluții, personajul care e în umbra, dar în același timp în esența celui notificat ca să conducă. Deci nu trebuie să fim cu orice preț în față. Trebuie să fim cu adevărat valoroși și să știm când trebuie să fim în spatele celui care este pus acolo și când să fim în față să ne asumăm responsabilitatea. E un lucru foarte important pentru că majoritatea se chinuie să fie acolo unde nu sunt sau să dea pe alții la o parte. Sau... un lucru foarte grav, nu e nicio rușine să fie o eminență, ziceam, o eminență roz, eminență pozitivă. După aceea am mai experimentat ceva, m-am apucat să fac branding, ceea ce fac și acum foarte mult. De fapt, majoritatea zonelor de finanțare, în momentul ăsta, sunt pe zona de branding. Evenimentele sunt zonele în care eu nu este o bombă, este un copil care tocmai a plonjat asemenea. Deci, branding-ul în momentul ăsta e o parte esențială a business-ului meu. Evenimentele le fac pentru că iubesc să fac asta și pentru că deja am creat niște tradiții pe la care țin și pe care o să le duc mai departe. De foarte multe ori, multe dintre evenimente sunt finanțate de mine personal și făcute exclusiv din banii mei. Ceea ce nu e deloc un lucru simplu, vorbim de niște mii de euro. Deci, e important să în momentul în care te-ai pus să construiești ceva, să duci construcția până la capăt. Nu te-ai apucat de ceva decât dacă ești decis să o faci serios și până la capăt. Spuneam că am început să intru în branding, a fost un test greu. Un test greu în sensul că mă așteptam, eu fiind un jurnalist foarte acid și foarte
dur și direct și neavut partitiuri. Mă așteptam să mă nu care trec de partea cealaltă a baricadei, să reprezint un brand, să-mi fie mult mai greu, să par subiectiv, să fiu vânat de către ceilalți colegi. Dar n-a fost așa. Am descoperit că în momentul în care ești cu adevărat valoros, chiar dacă ceilalți nu neapărat te iubesc, pentru că poate să te iubească toată lumea, este un lucru care adolescenții ar trebui să-l înțeleagă foarte mai repede, poate mai bine. În momentul în care ești cu adevărat valoros, capeți respectul celorlalți, care până la urmă este ceea ce rămâne, indiferent ce ai devenit în totul. Și m-am ocupat de Tina Air și am reușit să fac din Tina Air brandul cel mai important pe zona de fashion din România și un brand care a scris istorie în modul românească. Era un brand de pret-a-porter, este că încă mai finițează, dar cu totul altă ligă. Atunci eram liderii de necontestat. Am trăit câteva experiențe extraordinare, o dată că defrișam. Deci tot ce vedem acum, concursuri de modă, campanii de imagine, strategii de marketing pe fashion, noi le-am explorat atunci. În același timp am trăit ceea ce și-ar dori orice designer sau orice coordonator de brand, să mergi pe stradă și într-o străduță de 10 metri să-ți regăsești una, două, trei, 10, 20 de produse ale făcute de tine, decise de tine. Lucram cu colegii de designer și acum o să fac și în continuare. Și era încântător. Deci România era, București cel puțin, nu aveam timp să merg foarte mult în țară. De fapt, până acum vreo câțiva ani am mers doar în orașele mari, nu știam nimic despre România. În ultimii 2 ani am început să o parcelez aproape pentru un metru și am descoperit o România absolut fabuloasă și am parcelat cam 2-3 din țară. În vara asta sper să pot să atac deja cealaltă 3. E încântător. Am ajuns la să evadez 48 de weekenduri într-un an, care are 52. A fost încântător. Dar să ne întoarcem la zona de branding. Era năucitor acea atmosferă, acea fuziune de Tina Air în țară. Am creat ce acum am înțeles că H&M demo să încerc să creeze după 10 ani. Era un brand de pret-a-porter care avea linii speciale era un brand de high street fashion. Într-o zonă gen Zara, Mango, bla. Care avea o divizie de pret-a-porter, o divizie de show. Am fost în vremea respectivă, eram directorul artistic al cel mai important festival la momentul ăla din România, Iași Fashion Week. L-am sunat apoi în România Fashion Week și e devenit Iași Fashion Week în esență. Și coordonam cu ce ține de show-uri backstage și veneam acolo cu o colecție Tina Air, special realizată pentru festival. Ba chiar a fost o ediție la care am reușit performanța ca Tina Air să vină cu două colecții. Am creat chiar una nouă care se chema Air by Tina Air, o linie de lux. Ceea ce pentru un business high street fashion, mai ales la ora respectivă, era o chestiune unică. După aceea, experiența cu Tina a durat foarte mult. A fost un bloc esențial în existență, în sensul că a durat 9 ani. Deci a fost și foarte frumos și foarte mult. După aceea, de nefericire, a reușit tot o contraperformanță. Tina Air să fie primul brand care colapsează din prea multe informații. Era atât de bine pregătit Rareș, era făcut de doi tineri, special Rareș Iano și Iulia Stoica. Rareș era atât de informat, era cu Harvard Review, cu tot ce ține de business, încât a aflat că în momentul în care vine Zara, oriunde vine, câteva luni, tot e desfințat, și atunci am optat o soluție de criză și am intrat pe... A găsit niște soluții de a aduce curse din China, ca să intre sub vala, să reziste. N-a fost o soluție bună. Și cum eu nu mai aveam ce să mai fac, mie în general nu-mi place doar să stau să iau banii și să nu fac nimic, ci îmi place să fac, chiar dacă uneori dau eu bani, cum spuneam, apropo de eveniment.
Și ca atare ne-am despărțit în relație excelentă. Și asta a fost episodul din aia. După aceea am reintrat în business, ca un divorț vesel, să n-am văzut. Tiner și-a găsit în momentul ăsta un pic echilibru, tot cu produse de afară, cu mai ieftin. Dar nu mai e nici pe departe, e o umbră palidă a ceea ce era tiner în anii respectivi. Asta s-a întâmplat din 98 până în 2007. În paralel îmi dezvoltam elementele mele de... mă ocupam de Iași. Mă începusem să mă ocup de descoperirea de tine designer. Și asta a devenit una dintre priorități. Crearea de... focalizarea mea e pe branding. Sunt câteva brandele care mă ocup. Il Paso, Natale Vasilie, la un moment dat a fost Agnes Thomas, mai multe brandele care mă ocup, câteva un pic mai discret. În sensul că tot sunt personajul din spatele multor decizii. Și după Tinaer am început să explorez puternic zona de eveniment. M-am ocupat în continuare de Iași Fashion Week până când s-a decis să se stopeze. În 2009 s-a stopat, mi se pare. În 2010 am fost... a venit un personaj la mine din Cluj și mi-a propus să facem Cluj Fashion Week. Iașul declarase că nu se face, deci mi s-a părut fair să pot să fac altceva. Și ca atare i-am zis da acestui personaj. A fost bine și foarte rău în același timp. Iașul, tocmai de faptul că am declarat că se face Clujul, s-a încercat să reinventeze în ediția respectivă, a fost o ediție destul de slabă și făcută, după părerea mea, doar ca să compenseze apariția în Cluj Fashion Week. Clujul este că a fost o experiență traumatică și oarecum inițiatică în același timp. Traumatică în sensul că acel personaj era un personaj de dubios, tot ceea ce a spus n-a făcut. Am făcut un festival fără a avea niciun fel de buget și asta am aflat în timp ce festivalul se întâmpla, cu zeci de oameni veniți din București, cu 1000 și ceva de oameni în fiecare seară, cu podiumuri care se inventau de la o seară la alta, cu imitați de afară care erau un avion și deveau plătiți când ajungeau. Ca să realizăm, m-am dus pentru o zi la Cluj să fac să semnez ceva și am stat 3 săptămâni, 2 săptămâni. N-aveam